grave. Faptul că te-ai droga și că te... cum mi-a zis. Doamnă, mă supăr, jur. Gata, jur că nu mai zic nimic. Dacă așa credeți dumneavoastră. Că te-ai droga și că te-ai fi prostituat acolo când ai fost în străinătate. Și că de ce? Spune, Adriana, de ce te acuză mama de lucrurile astea? Când am ajuns la Ungaria, ca să venim înspre țară, nu, ascultați-mă puțin. Când am ajuns în Ungaria, acolo este multă poliție și ne-a luat la vamă după mâini ca să vadă dacă ținem droguri sau ne-am drogat vreodată. Știți cum este când vă oprește poliția și ia ca să vadă dacă vă drogați sau nu, știu, uită la nu mâini. Știu, Adriana, că nu m-a oprit niciodată poliția ceva așa să pe vadă. Mână și vrea să... La vamă. Deci cum? Te-a oprit poliția și a făcut ce? Beatrice, la ce vamă. Și al doilea rând, dacă ar fi să... Da, așa este, dă cu o substanță și când mergi la aeroport și treci și li se pare ceva suspect, mai nou îți dă cu o substanță să vadă exact cum da. Spune ea. Deci okay. Nu, chiar nu minte. Ok, așa, te ascult. Și mama de asta a crezut da. Că te-ai drogat? Dar în venă că mi-ai arătat așa și mi-ai spus și în venă... Da, pentru că eu i-am spus și am văzut obosită. Hello! Bun, mamă, nu, am greșit, poftă. Tanti, băi, mi-a dat cu soluții, Adriana, nu mai înjept, Adriana, dacă ți-a rămâni. Adriana, Adriana, nu fi, Adriana, oprește-te. Nu, nu fi, da, nu fi și tu impertinentă. Te rog, nu-i spune mamei așa, indiferent ce zice mama, ce face mama. Te rog frumos să păstrezi un limbaj decent. Ea este față de mine, pentru că ea... Nu, eu Adriana... spun de atitudinea pe care tu ai în cadrul acestei emisiuni. Exact, Adriana, tu trebuie să... ne arăți nouă și mamei da. Tale că tu ești o mamă bună, că ești în stare să-ți crești copilul tău. Da, că asta... ești în stare. Păi sunt mamă bună, că dacă nu dar era mamă bună, vrea nu vroiam în Adriana, asta. Când ajunge mama ta acasă cu copilașul, poți să-l iei și dacă îl iei, unde îl duci? Unde pleci cu el? În Spania, la Spaniol, că i-a trimis 100 mi-l dă, nu mi-l dă. Dar tu ai fost, tu ai fost la poliție să anunți acest aspect? Că nu-ți dă copilul? Ai fost să spui? Adriana, ai fost? Nu, pentru că a intrat peste mine în casă cu forța. Ca să da, iei copilul, să mă iei deci cu copil, ea, că i-a cumpărat Adriana. Casă. A sărit la bătaie pe mijlocul străzii. Adriana, s-a întâmplat să-mi bătă când am vrut să mergem să te duc la Măxinen, la mănăstire, să te citească un preot. Eu eram cu copilul tău la colț în mașină și mama ta era la tine la poartă. Care a intrat în curte și soțul tău a dat-o afară și tu i-ai zis pleacă. Tu vezi... Și copilul era la noi. Din da. Câte știu, nu era hai la tine. Hai să luăm altfel, iertați-mă. Eu cred că ați putea găsi foarte lejer o soluție eu dacă mama și-ar ajuta vreau, fiica să crească copilul. Asta ne dorim. Și fiica are nevoie de mult pentru ea. Nu vrem banii, ei nu vrem nimic, dar să vină cu orice ați înțeles deci, degeaba îmi dai tu mie milioane dacă nu-mi dai acum, inima părintească. Știți ce se întâmplă? Ce eu acum știu exact de ce Adriana se comportă așa. Nu îmi pare rău ce. Să spun. Ba da. Eu nu pot să o înțeleg. Ba da, pentru că un astfel de comportament, eu acum ca mamă vreau să fac pace cu fata mea și să-i spun că nu e bine ce face în privința copilului. Dar am da, o atitudine. Uitați-vă cum, uitați-vă cum da, priviți pentru că ne lucrurile. Ofticăm, pentru că am încercat o să facem lucrurile ăsta eu și nu... zis, fac ce vreau cu el, dacă vreau îl omor. Eu, eu l-am învățat, născut, învățat să asta ascultați. Ne deranjează. Deci ce se întâmplă? Să ascultați, nu se înțelege da, nimic. Uite, este. Mă uit pe mesaj. Oamenii de acasă viață, nu înțeleg nimic. În viață nu se întâmplă să avem în permanență dreptate. Da, întotdeauna fie. Da, și atunci, de ce nu acceptați că s-ar putea să greșiți? Știm, de ce? Pentru că un om la care te repezi, la care țipi, îi spui că nu ești în stare. Eu cum să nu? Ea, ea, ea începe niciodată. Să fie agresivă pentru că așa se poate apăra, așa a învățat ea nu să rezoneze știu. Cu familia. Și asta interziceți accesul la propriul interzis. Copil. Nu, nu, nu. Deci păi eu fata susține că nu poți să ții copilul cu tine când vine acasă mama, Adriana. De ce n-a venit în fața televizorului? Și de ce a fugit de acasă? A spus că e la muncă. Filmare o altă discuție asta. Doamne, nu e obligat nimeni să participe la nicio emisiune. Dacă păi dacă nu vrea, o iubește? N-are legătură să iubirea cu participatul la emisiune. În momentul ăla trebuia doamnă. Să zic că da, eu o iubesc, auzi, vreau să fac tu, doamna casă cu ea. Care vorbești mult. Punte Adriana, oprește-te că nu tolerezi un astfel de limbaj. Este mama ta, indiferent ce relații trebuie între voi, învață să vorbești civilizat. Dacă nu, vă rog, tăiați-i cala, până o să înțeleagă că nu poți să vorbești așa. Nu mai te oftic, că i-ai zis altă de tine. Cum să nu te-am spus dacă își bat în joc de tine copilul tău, își bat în joc de tine.
Doamnă, una este dragostea de bunică și alta este dragostea de mamă. Dumneavoastră vreți să puneți un monopol și nu, ba da, așa pare. Ați pus un monopol. Ați pus un... Dacă dumneavoastră ați avea un copil și v-ar spune maimuță, urâtă, dar ce legătură are cum vă spune copilul? Am căutat și pe la tomberoane sticli să pot să o cresc. Soțul avea sedința să avea o prea grozav ținând cu un asta nu înseamnă că eu am un bărbat zombia. Da, dar nu cred că ați crescut-o prea grozav. Tot timpul mă acuzați pe mine, de ce? Pentru că nu-i dați copilul. Da, să îl dau să-l ia. Dați-vă rog un pahar cu apă. Dacă se curentează dumneavoastră, sunteți vinovată pentru că m-ați obligat să-i dau copilul. Mulțumesc. Nu vă oblig. Păi dar nu vedeți că nu. Eu dacă vă spun că acolo e curentul scos afară. Explică-i că a fost copilul.